Aproape jumătate din autospecialele de intervenție în regim de urgență și alte echipamente ale pompierilor români sunt folosite de peste două decenii, unele chiar și de 30 de ani, a afirmat astăzi secretarul de stat în cadrul Ministerului Sănătății Raed Arafat, în cadrul unei videoconferințe organizate la Ministerul Afacerilor Interne, la care au participat șefi de inspectorate pentru situații de urgență din țară. Peste 25 de ani vechime au aproximativ 40% din aceste mașini. Adică 40% din mașinile de stingere sunt cu o vechime de peste 25 de ani. Unele dintre ele depășind 30 de ani cu bine. Sunt mașini care încă sunt în dotare din anii 1980 și care sunt folosite ca sisteme de intervenție. Oficialul le-a transmis însă tuturor șefilor de inspectorate că toate acele autospeciale vor fi înlocuite cu altele noi. Mai precis, chiar în cadrul videoconferinței, a fost semnat acordul cadru pentru achiziționarea 476 de noi autospeciale și echipamente de intervenție. Vorbim aici de 200 de autospeciale de capacitate de 10.000 de litri, contractul cu TVA fiind în valoare de 69.321.142 de euro și 276 de autospeciale de intervenție la incendii, dar și la descarcerare și prim ajutor, în valoare de 89.795.361 de euro. Este prima dată în care se face o astfel de investiție, o astfel de sumă și o astfel de abordare în care vom înlocui aproximativ tot ce este peste 25 de ani în următoarea perioadă la pompieri. Ministrul Administrației și Internelor, Lucian Bode, a dat asigurări că astfel, la finalizarea acestui program, în nicio unitate de pompieri nu vor mai exista echipamente vechi. La finalizarea acestor contracte și odată cu livrarea celor 476 de autospeciale, vor fi înlocuite toate echipamentele uzate fizic din dotarea Inspectoratului pentru situații de urgență, astfel încât structurile teritoriale să beneficieze de tehnică modernă de intervenție. Șeful Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență spune că la nivelul județului Botoșani vor fi repartizate 14 noi echipamente, dintre care 8 autospeciale de intervenție la incendii. Încă de când a fost început acest proiect Viziune 2020, Inspectoratului pentru Situații de Urgență a fost repartizate un număr de 57 de echipamente și mijloace. Dintre acestea au fost un număr de 43 dintre acestea au fost livrate și au fost recepționate de către colegii acestea fiind distribuite către subunitățile operative de intervenție. Și urmează ca în etapa următoare, exact cum a spus și domnul ministru, să fim beneficiari altor 14 echipamente. Dintre aceste autospeciale de stingere cu apă și spumă, noi beneficiem doar de 8, pentru că această repartiție s-a făcut în funcție de situația operativă, de factorii sursă de risc la nivelul județului și complexitatea intervențiilor pe care le-am avut și am fost angrenați într-o perioadă de cel puțin 10 ani. La nivelul județului Botoșan, situația nu este chiar atât de gravă, mai spune șeful ISU, Dan Decebal Murariu, și că cele mai multe echipamente de intervenții și autospeciale nu sunt mai vechi de 20 de ani. La celelalte autospeciale de intervenții specifice, mă refer la partea de stingere, salvări persoane, salvare din înălțime, avem undeva o vechime de maxim 18 ani, urmând ca autospecialele noi care vor intra să fie înlocuite și cele mai vechi vor fi în rezerva operativă, pentru că dinamica și situația și amploarea evenimentelor și intensitatea acestora ne-au arătat că de multe ori am fost puși în situația în care am luat din rezerva operativă și am alocat tehnică pentru intervenție. O singură autospecială care are peste 30 de ani este folosită de pompierii din Dorohoi, însă nu la intervențiile de urgență. E o apcă, cred că la Dorohoi, o apcă care are 30 de ani. Eu vreau să vă comunic faptul că este autospecială care încă este operativă și autospecială care o
exploatăm pentru decolmatarea sanarului fântâlilor la solicitare, atâta timp cât vedeți că manifestările specifice, fenomenul de inundații afectează pânza freatică, inclusiv acele fântâni ale populației, și venim pentru sprijinul comunității civile. Județul Botoșani este inclus și în proiectul SMURD 2, în cadrul căruia se vor construi heliporturi, astfel încât ambulanțele aeriene se poată fi solicitate și pe timp de noapte. Încă mai este nevoie de tehnică pentru inspectoratele județene pentru situații de urgență. Sperăm ca în următorul an să avem și acel heliport atât de necesar în județul Botoșani. Știți foarte bine că elicopterele nu pot ateriza noaptea. Odată cu construirea acestui heliport la Botoșani, vom putea transporta bolnavi și sau se vor putea solicita elicoptere și pe perioada nopții. Șeful ISU Botoșani a mai declarat că inspectoratul a mai fost implicat și în alte programe, de pe urma cărora au beneficiat de alte 14 mijloace de intervenție.